Ceea ce am să vă prezint, dragii mei, e legat de tema care am început-o aseară, plecând de la un SMS foarte motivator și cu tensiunea ridicată la maxim, așteptând ca în luna aceasta, spunea SMS-ul, să se producă lovitura de teatru, și anume proclamarea legii duminicale. Aseară am discutat ceva despre competiția dintre noul cult al lui Iisus Hristos, care a început în secolul I, și atunci a început să apară competitorul, cultul Soarelui. Nu repet, pentru că nu o să ne ajungă timpul. Înainte de a porni la drum, am promis de ieri că ar fi bine poate să discutăm astăzi despre 666. Înainte însă aș dori să vorbesc puțin despre identitatea adventistă. E frumos când copiii noștri iau decizia să aparțină bisericii în care au cunoscut pe Hristos și au văzut lumina. Este bine când vezi tineretul tău că se alătură oștirii înaintașilor. Se întâmplă însă un minus. Le e suficient pentru acești scumpi copii ai noștri să se simtă una cu Biserica lui Hristos, emoțional să aparțină bisericii, fără să le fie clar identitatea lor. Fără să le fie clară identitatea lor. De ce ești adventist? Ca așa am pomenit. Cum altui turc, altui ortodox sau catolic. Dar de ce tocmai aici? Păi, scrie în carte Sabatul și prea multe parcă nu știm. Mi-amintesc că în epoca dinainte, când eram provocați în comunism să știm cine suntem, să stăm tare, erau grupe de studiu, de cercetare, se studia, umblau cărțile despre Apocalipsa din mână în mână. Era o carte a lui Roy Allen Anderson. Și știu că era bătută la mașină, se multiplica, dă-mi-o și mie. Vrem să știm de ce suntem adventiști. Ori în timp de pace totul se fâsâie, se dezumflă. E destul că avem o biserică, că avem o zi respectată și noi suntem un cult, o confesiune respectată. Și acest lucru poate fi de ajuns când goarna încă nu sună. Dar când vine încercarea, nu mai știi cine ești. Tema de astăzi e țintită în mod special spre cei care poate sunt veniți mai de curând, spre cei care suntem copii născuți în, și că născut în biserică, nimeni nu se naște în biserică, ci în maternitate. Așa e vorba, că născuți în biserică și care au nevoie să afle de unde venim, cine suntem și cotro mergem. Aș vrea, pentru prezentarea aceasta, să reducem toate luminile, pentru că nu e important să mă văd eu. Important este să se vadă imaginile care le vom prezenta. Tema se numește Misterul lui 666. Reflectoarele pot să fie stinse? Se vede? Dacă putem închide atunci aceste două ferestre, obloane, vă mulțumesc foarte mult. Pentru că mai vine o undă de lumină. Mulțumesc mult și ultimul. Voi fi foarte mulțumit. Vă mulțumesc. Condiții super. Gata. Despre 666 s-au făcut multe speculații. Am citit de mult de tot, pe când eram și eu în subterană cu frații mei, o carte scris, un articol scris de Engels, în care demonstra că 666 a fost Nero. Bine, nu el a fost cel care ajunsese la, în urma cercetării la această concluzie, ci a preluat materiale din alte surse și a spus Nero Cezar dă într-o socoteală veche latină 666. Mai nou a intrat Hitler pe rol
I-au făcut seamă și lui Kissinger. Știați că computerul, dacă te uiți după literele alfabetului A, B, C, ce este 3, O, e 15 și așa mai departe, înmulțit cu 6, în total formează 666. E extraordinar. Am găsit pe 666. Și au fost multe speculații pe care nu le-am dat acum, că am zis, n-avem timp. Apocalips 13 este capitolul crucial. 12 și 13 sunt capitolele cruciale în profeție, la care se adaugă și 14, evident. Aș vrea să citim și să mergem pas cu pas. Versetul 1. Apoi am stat pe risipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară. Ce înseamnă mare? Apocalipsa 17 cu 15 spune mare înseamnă popoare, gloate, noroade, limbi, neamuri, care sunt într-o zbatere continuă. Și nu a fost un teatru de luptă, un creuzet în care toate să se fiarbă și să devină un concoct ca Europa. Spațiu mic, ambiții multe, imperialismul eclatant și aici Europa. O fiară cu 10 coarne, 7 capete. Pe coarne avea 10 culori împărătești, pe capete avea numele hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, o gură ca de leu. Da, trupul e de leopard, într-adevăr, capetele de leu, coarnele, labele de urs. Câte capete? Hai să numărăm, pentru că avem o continuitate între Daniel și Apocalipsa. Să vedem. 1, 2, 3, 3 și cu 4 câte sunt? Va să zic că fiara cu 7 capete nu este altceva decât o sumă a fiarelor, celor 4 fiare din Daniel, capitolul 7. Și câte capete? Câte coarne? 10 coarne. Vă rog, înscrieți tare în minte faptul că cartea lui Daniel și Apocalipsa sunt una. Nu înțelegi pe una fără cealaltă. Dacă știi doar Daniel, n-ai viziunea timpului în care trăim. Iar ca să înțelegi viziunea timpului, ai nevoie de Daniel. Spunea în versetul 2 că fiara semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură de leu. Și dacă mă uit la fiarele care au fost în Daniel 7, observați. În această fiară se reîntâlnesc trăsăturile sau atributele fundamentale ale celor patru. Babilonul era leul, vă amintiți? Și religia Babilonului se va regăsi în această ciudată fiară. Administrația persană prin satrapii, aici se vor numi dioceze. Cultura greacă, această fiară a absorbit tot ce se numește filozofia lui Platon și Aristotel. Și cruzimea Romei păgâne. Balaurul, spune versetul 2 mai departe, i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Cine e Balaurul? Este scris în capitolul 12, cu versetul 7, șarpele cel vechi, Balaurul, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana. Este un balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne, observați, continuă aceeași paradigmă, același model. Și acum să pornim să identificăm cine este această fiară din care iese din zbaterea neamurilor Europei și vine să fie actorul principal în istorie. Sunt câteva trăsături pe care le vom urmări. Scrie că unul din capetele ei părea rănit de moarte în versetul 3. Priviți, vă rog, o schemă. În anul 533, împăratul Justinian, în Codex Justinianii,
dă un decret prin care îl numește pe episcopul de Roma episcopul tuturor bisericilor creștine. În 1793, Revoluția franceză decretează abolirea instituției catolice sau papale. Câți ani sunt? Interesant. Dar în 538, generalul Belisarie, trimis de Justinian, închis în Roma, este asediat de arienii ostrogoți. Din nefericire, aceștia rup apeductele, spar ca să nu mai alimenteze Roma cu apă, însă apele curgând creează o mlaștină, o baltă plină de țânțari și mor de malarie. Oastea ostrogotă este decimată. Ca atare, cu 5.000 de soldați, nu avea mai mult Belisarie, reușește să-i înfrângă și cu ocazia aceasta schimbă un papă prin puterea săbiei, schimbă pe papa Vigilius, pe papa Silveriu cu papa Vigiliu. Deci papa Silveriu e înlocuit cu papa Vigilius. Este momentul când sabia politică întronează, rețineți vă rog, întronează episcopul. Și acesta se cheamă cezaropapism, adică o unire între puterea politică, când începe de fapt în 538 dominația papalității de drept și de fapt. În 1798, generalul Berthier, tot general, trimis de împăratul Napoleon, îi ia coroana, îl ia prizonier pe papă. În momentul acesta se încheie, rana de moarte este lovită, este primită. Și câți ani sunt de atunci până acum? Tot 1260 de ani. Sunt uimit cu câtă exactitate împlinește istoria hotărâtă de oameni providența lui Dumnezeu. Aveți imagine, mă rog, momentul acesta e 21 februarie 1798, când generalul Berthier arestează pe papa Pius al VI-lea. Acesta e documentul original, Armata Italiei, cetățeanul Alexandre Berthier, general în șef, și acolo cu galben este scris următorul lucru. În consecință, orice altă autoritate emanată de vechea guvernare papală este suprimată și nu va mai avea nici o funcție. Papalitatea s-a desființat. Este o imagine de epocă. Să citim, în 21 februarie, generalul Berthier detronează, umilește și duce în exil pe papa Pius al VI-lea. Știți ce a spus papa? Lăsați-mă să mor aici, în Vatican. Și s-a răspuns, vă puveți muri partout, puteți muri oriunde. În 1800, e papa Pius al VII-lea acum, Napoleon arestează pe papă, îi confiscă statele papale și îl ține arestat până în 1814. E rana de moarte. În 1848, Mazzini izgonește pe Pius al IX-lea. În 1862, Garibaldi asediază Vaticanul. Vai și amarci, că praful, ruine. În 1870, Pius al IX-lea scapă, devenind prizonierul Vaticanului. A doua trăsătură. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. În 1928, nunțiul papal din Germania, Pacelli, prin Partidul Catolic de Centru, promovează pe Hitler la putere. Iar Hitler spune, am învățat mult de la iezuiți. Până acum n-a existat nimic mai grandios pe pământ decât sistemul ierarhic al Bisericii Catolice. Am transferat mult din această organizație în propriul meu partid. La numai un an după aceea, Pius al XI-lea ordonă desființarea Partidului Catolic în favoarea consolidării regimului lui Mussolini și în compensație Mussolini încheie cu papa Pius al XI-lea tratatul de la Lateran
numit Concordatul Italo-Papal, document. În picioare, în partea dreaptă, e Benito Mussolini, care citește cardinalului Gaspari textul Concordatului Italo-Papal. Foarte interesant. În documentul scris, vă rog rețineți, apare fraza: în timp ce ne așezăm semnăturile pe acest memorabil document, rana de moarte este vindecată. E incredibil. În 29, Mussolini dăruiește Vaticanului 90 de milioane, e 29 anul recesiunii, atenție, de compensație pentru pierderile venitului statului papal, iar milioanele devin multe miliarde în urma recesiunii. Iată că în 29 Vaticanul e din nou recunoscut, cetate-stat, independent, a treia trăsătură. Tot pământul se mira după fiară și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Da, toți i-au făcut curte. Priviți Hitler și Papa Pius al VI-lea. Președinți de stat sunt fericiți să întindă mâna cei mai îndârjiți. Îi fac curte. Nu odată, dintr-o ruină, Papa devine personalitatea number one în lume. Trăsătura a patra. Și s-a dat putere să lucreze 42 de luni, spune Apocalipsa 13:5. Haideți să facem o socoteală. Perioada de 3 ani și jumătate sau 3 vremi și o jumătate de vreme se cuprinde și în cartea lui Daniel și în cartea Apocalipsei. Puteți face socoteala. Dacă o lună standard în Israel era de 30 de zile, nu 31, ei recuperau după 6 ani, aveau un al 7-lea an, al 2-lea Adar, luna 12 o repetau. Ei bine, 30 de zile, ori 12 luni, înmulțit cu 3 și plus jumătate dintr-un an, 180, veți ajunge surprinzător la suma de 1260 de zile. Dacă înmulțiți 42 cu 30 de zile, fac 1260 de zile. Și iată cum cifrele acestea au semnificație. Revedem din nou perioada de 1260 de zile. Zile, o zi egal un an după profeție. Trăsătura cincea. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari. Acesta este Grigore Hildebrand, Grigore al VII-lea. Ieri am amintit ceva de Dictatus Pape, emis în 1075. Articolul 10. Toți prinții pământului trebuie să sărute picioarele papei și numai lui. Că papei este îngăduit să detroneze pe împărați. Că papa nu poate fi judecat de nimeni. Că papa poate să absolve pe supuși de jurământul lor față de stăpâni neloiali. Papa Calixtus al III-lea, în 1455, emite un timbru, o medalie, Omnes Reges, îi vor servi, zice în latinește. Exact cuvântul din Daniel, toți regii vor sluji. Iar Papa Leon al XIII-lea emite o altă medalie, toate națiile și împărățile care nu vor sluji, vor pieri. Vorbe mari. Trăsătura
a șasea. I s-a dat o gură care vorbea, care rostea hule. Ce este hula? Pentru noi, în limbajul comun, hula e batjocură, în injurie. Hula, în conceptul sau în limbajul religios, însemnează a-ți însuși, a-ți atribui calitățile, atributele divine. Dacă eu aș spune că sunt Dumnezeu, e o hulă. El și ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Ce spune Leon al XIII-lea? Noi ținem locul a totputernicului Dumnezeu pe pământul acesta. Papa nu este numai reprezentantul lui Iisus Hristos, ci este însuși Hristos, ascuns sub vălul de carne. Preotul este, într-adevăr, un alt Hristos, căci, într-un fel, el e continuatorul lui Hristos, Pius al XI-lea. Papa Ioan al XXIII-lea, în staul lui Hristos nimeni nu intră decât conduce suveranul pontif și doar cei uniți cu el pot fi mântuiți, întrucât el e vicarul lui Hristos și reprezentantul său personal pe pământ. Preoții au înaintea lor cerul deschis când iau sceptul în mână. Ei acționează tot puternic în cer și asta și fac. În fiecare dimineață ei intră în sala cerului. Îngerii se retrag dinaintea preoților cu cutremur și de putință, căci știu ce urmează. Preoții iau din sanctuarul ceresc pe Fiul lui Dumnezeu și îl coboară pe pământ, pe altar, în cadrul actului Euharistiei. Jertfa lui Hristos pe cruce este doar o parte din lucrarea de ispășire, căci ceea ce lipsește se împlinește prin preot, prin jertfa misei. Aceasta e o privire din Catedrala Sfântul Petru. Dacă ar fi posibil ca îngerii să greșească în credință, ei ar putea fi judecați și excomunicați de către papă. El este ca și papa, este ca și cum papa ar fi Dumnezeu pe pământ, singurul suveran al credincioșilor lui Hristos, având pretutindeni putere. Noi declarăm, susținem și vestim, spune Bonifacio al VIII-lea, că pentru mântuire este necesară a crede că fiecare ființă omenească este subordonată și supusă papei de la Roma. El poartă numele de Sfântul Tată și Părinte. Așa de mare e puterea papei încât însăși judecățile lui Dumnezeu sunt subordonate deciziei sale. Bonifacio al VIII-lea nu e cel de pe imagine. Eu am autoritatea împăratului împăraților. Eu sunt totul în toți, așa încât însuși Dumnezeu și cu mine constituim un singur consistoriu. Sunt în stare să fac aproape tot ce face și Dumnezeu. Prin urmare, ce altceva puteți face din mine decât Dumnezeu? Trăsătura, scuzați, am uitat să schimb numărul, cât urma? 6. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă, orice neam. Dragii mei, mulți dintre noi care am ieșit, care ne-am născut în ultimele zile ale comunismului sau după, habar n-avem ce a fost comunismul. E doar așa, o boare. Iar noi toți care trăim în modernitate, habar n-avem ce a însemnat evul mediu. Citirea Bibliei era păcat de moarte. Sfinții lui Hristos puși pe rug, Ian Hus, judecat la Constanța 1415.
Lollardy din Anglia. Nu vă imaginați ce a fost. Aș vrea să vă spun doar un lucru. Contrareforma care s-a hotărât la Marele Conciliu de la Trent, care a durat 18 ani și care s-a încheiat în 1564, dacă țin bine minte, a hotărât nimicirea protestantismului. În 1618 până în 1648, câți ani sunt? 30 de ani. A avut loc războiul contrareformei. Războiul de 30 de ani. În urma acestui război, care s-a dat în principal pe teritoriul Germaniei, apoi și a Boemiei și a Ungariei într-o măsură, aproape două treimi din populația Germaniei a fost ucisă. Ungaria era o țară preponderent protestantă. După războiul de 30 de ani, nu mai era niciun protestant. Cehia și Boemia, 80% din pământurile, din proprietățile Boemiei erau ale protestanților, ale husiților, frații husiți sau frații boemi. După războiul de 30 de ani, nu mai era nici un husit. Ultimul, Jan Amos Comenius, patriarh, a reușit să fugă de acum și în Suedia, cu puținii care au rămas. Dacă mergi în Praga, în piața centrală, vezi o scenă, un grup statuar impresionant. Comenius în mijloc și cu prigoniții în jur. Dragii mei, o să studiem 1000 de ani. Dacă vom fi găsiți în Hristos, istoria lumii. Ar trebui să intrăm acum în actul 2 din Apocalipsa, capitolul 13. Am să caut, poate, să mai merg puțin înainte, aș vrea să nu dureze prea mult și aș vrea să întrerup prezentarea și să o continui după amiază. Dacă sunteți interesați, atunci vom discuta propriu-zis despre 666 în detaliu. Versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Stop! Ce însemnează din pământ? Dacă din mare însemnau națiuni, popoare, ce însemnează din pământ? Este lipsa acestor frământări. Statele Unite ale Americii sau pământul Americii de Nord. Știți, în momentul descălicatului, să zic așa, a sosirii coloniștilor americani, engleși, rectific, ce populație avea? Am studiat între 2 milioane și 12 milioane de piei roșii. Atât. Păi 12 milioane este un oraș. Este încă nici un megalopolis prea mare, că sunt orașe acum de 35-40 de milioane de locuitori. 12 milioane este un oraș mare. Toată populația Americii era risipită într-un pustiu imens, nelocuit. Iar fiara nu se ridică din mare, ci din pământ. Cele două aripi ale vulturului au fost date femeii să zboare cu ele în pustie. Acolo, în America, a ajuns să se recoaguleze grupul protestant fără a fi persecutat. Din nou, insist asupra rolului Americii. Pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Practic a fost un exod din Olanda, Anglia, Franța, hugenoți, din Germania, din Elveția. Interesant, emișii care găsiți în Pennsylvania și care sunt vreo 75-80 de mii, sunt elvețieni care au fugit în Olanda, toți prigoniți din pricina credinței. America a fost portul de salvare a creștinilor prigoniți.
În 1620, pastorul Robinson îi încredințează pe cei care urmau să plece să colonizeze America. În 1620, vasul Mayflower ajunge în New England, vrem să vedem istoria fiarei din pământ. Prima trăsătură. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel. În 1776 a avut loc războiul de independență. Un război dramatic. Există o carte foarte, ilustrativă, foarte colorată, se numește Lumină și glorie. Există pe internet sub formă audio, o carte groasă, dar foarte semnificativă. Cartea aceasta promovează ideea că America e noul Israel. Nu e părerea mea, dar istoria în sine este impresionantă. Cine are timp și vrea să asculte ceva frumos, Lumină și glorie pe internet și capitolul 1, 2, 3 poate să asculte. În 1789, Congresul American produce Carta Existenței Națiunii, We the People. Primește darul Franței, poate sau trebuie să știți că revoluția coloniilor sau războiul de independență a fost foarte mult finanțat de către Franța, care era în luptă cu Anglia și datorită imenselor fonduri pe care le trimitea guvernului Ludovic al XVI-lea către America, a ajuns să dea faliment aproape Franța și asta a produs Revoluția franceză. Franța ajuta America. Ce însemnează cele două coarne ca de miel? Miel. Mai întâi protestantismul, și anume libertatea de conștiință, și republicanismul sau libertatea civică. Sunt două coarne fundamentale pentru care au fost prigoniți în Europa atât patrioții, vezi revoluțiile burgheze din 1848, atât patrioții cât și oamenii credinței. A doua trăsătură. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se bogare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se dăduse să le facă în fața fiarei. Ce înseamnă foc din cer? Ei, este așa, să produci un fulger? No. Priviți, vă rog, Fapte 2 cu 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Este o repetare, un simulacru, o parodie a pogorârii Duhului Sfânt. Și știți ce însemnează aceasta? Contrafacerea cinzecimii. Ați auzit de mișcarea harismatică. Nu pot să spun prea mult, dar sunt lucruri care te șochează. Vă amintesc doar de Toronto Blessing, binecuvântarea Toronto, în care în acel extaz de a primi flacăra, oamenii cădeau jos într-un râs isteric care nu se mai termina până când fie leșinau, fie sfincterele nu mai țineau nimic și se tăvăleau pe jos de râs. Asta se numea darul Toronto. Trăsătura a treia. Vorbea ca un balaur. I-a lucrat cu toată puterea fiare din tâi. Vă rog, rețineți. Scuzați. Imaginea aceasta devine foarte, foarte actuală. Și dumneavoastră ce face Statele Unite acum? America. Interzice, a intrat până și în problemele foarte proprii, personale, prin cele două acte patriotice, 1 și 2, de după dărâmarea turnurilor. Își permite să monitorizeze tot? Am citit niște documente recent, documente oficiale
ale Americii, se pot găsi pe anumite site-uri pe internet, în care, în perspectiva noii ordini mondiale, trebuie să vă fac o paranteză, este pe punctul să se încheie o nouă carte despre sabat. Și acest lucru m-a determinat să intru în documentare. Încă nu are titlu, dar va trata toate aceste lucruri, tot sub formă de narațiune. Nu teorie, ci sub formă de narațiune. Și acolo veți găsi că în perspectiva noii ordini mondiale, toți cei care nu vor fi dispuși să se alinieze unei religii unice, care vor ține cu încăpățânare la crezul lor tradițional, vor fi numiți nu doar fanatici religioși, ci teroriști religioși. Deci, pregătiți-vă, mă pregătesc să fiu numit terorist. N-am arme, nu fac nimic nici cu statul, am doar cu credința. Ești împotriva ideologiei noastre. Vorbește ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, făcea ca pământul și locuitorii să se închine fiarei din tâi. Nu mie, zice fiara a doua, ci lui, a cărei rană de moarte fusese vindecată. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. He, știți ce vedeți aici? E piața San Pietro, din fața sau de pe acoperișul capelei Catedralei Sfântul Petru. Știți ce vedeți în partea stângă? E obeliscul. Știți ce este obeliscul? Stâlp închinat soarelui. Cine știe latina mă înțelege. Era un falus. Falusul, simbol al procreierii și al știu, fertilității, adus din Egipt, pus exact în mijlocul pieții, iar în partea dreaptă se vede de sus soarele, discul solar cu 8 raze. Ce vorbeam ieri despre competiția între soare și Hristos, regăsiți acum în Vatican. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Papa Pius declară: a plăcut Bisericii lui Dumnezeu să transfere sărbătoarea religioasă a sabatului în ziua duminicii. Căutând pe internet, a rămas surprins de site-uri catolice care tăgăduiesc: nu e adevărat, e o minciună inventată de protestanți, de adventiști, noi n-am schimbat sabat, noi n-am făcut nimic. Și sunt nenumărate. Există o voință a Vaticanului. Cineva îmi spunea o anumită declarație. Întrucât am pierdut primatul televiziune, pentru că televiziunea nu mai este a noastră, nu mai a servită, trebuie să câștigăm internetul să fie al nostru. Și dacă am tastat, de exemplu, despre evangelism, evangelizare, numai site-uri catolice vin. Căutam cele protestante, nu găsesc. Imagine, evangelism, numai evangelizări catolice. Există un program de a recupera mijloacele media pentru a-și face, știu, publicitate și promoție. Deci asta se numea, era în Catechismul Romanus 1867. Duminica este până azi opera declarată a Bisericii Catolice. Din publicația American Sentinel, Biblia zice: adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Biserica Catolică spune: nu! Prin puterea mea divină am abolit sabatul și îți poruncesc să păzești prima zi a săptămânii. Și iată că toată lumea civilizată, spune mai departe, se închină în ascultare reverentă la porunca Sfintei Biserici Catolice. Secretarul lui Gibbons, cardinalul american, spune: desigur că Biserica Catolică pretinde că schimbarea sabatului în duminică e propriul ei act. Iar acest act este ce? Ce? Semnul puterii ei, bisericii, și autorității ei în chestiuni religioase. Duminica este semnul autorității noastre, spune Catholic Record din 1923.
Biserica Catolică este deasupra Bibliei, iar transferul păzirii sabatului este dovada acestui fapt. Observarea duminicii este un omagiu adus autorității Bisericii Romano-Catolice. Contrast între semnul ei și semnul lui Dumnezeu despre care am vorbit ieri. Mă voi opri curând. Scuze. Sigilul lui Dumnezeu, autoritatea divină și semnul fiarei. Semnul fiarei care se ridică din mare. Am făgăduit că mă voi reține, iar restul, cei care sunteți interesați, veți putea să urmăriți după amiază. Concluzia și am încheiat. Este inimaginabilă ascensiunea ultimului papă. A reușit prin atâta tact și înțelepciune și dezbrăcarea de slavă, de autoritate, de măreție, de caracterul imperial pe care îl purtau toți papii. Știți că papii aveau tiară, trei coroane, ca ei spun, ca domn al pământului, al cerului, al pământului și al locurilor subpământene. Papa acesta nu mai poartă tiară. El poartă o chipă, e simplu, e simpatic, dă mâna cu oricine. Oh, nu ține atât de mult la doctrina, pentru că este iezuit. Iezuiții nu sunt mână în mână cu teologii catolici. Vă rog, țineți minte. Iezuiții, poate că vorbesc mai mult după amiază, ei nu urmăresc aducerea înapoi a oilor rătăcite în staulul doctrinei catolice. Nu. Ei urmăresc strângerea lumii întregi sub umbrela papei, indiferent de doctrină. Ei sunt politici, nu dogmatici. Și de aceea își permite iezuitul, primul papă iezuit din istorie este Francis, își permite Francis să acționeze altfel decât antecesorul său, doctrinistul, pătratul. El e liber. No. Există un articol interesant în numărul din decembrie a Semnelor Timpului. Aurora unei noi epoci se numește la sfârșitul acestei reviste. Dacă vreți, căutați Semnele Timpului din decembrie și veți găsi un articol care spune foarte multe despre Papa cel Iezuit. Hotărât, poate fi un om bun, cineva însă e în spatele lui ca să facă o lucrare despre care Scriptura a profetizat. Întrebarea cu care am încheiat, cum stai tu? Ești întemeiat într-o, nu doar în doctrină, doctrina nu mântuiește pe nimeni, ci relația cu Hristos. Biblia spune, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Ori a ști bine doctrina e necesar, dar nu e salvator. Cum stai în relația cu Hristos? E o întrebare la care fiecare va răspunde pentru sine. Amin.